Un bărbat care fusese condamnat definitiv pentru evaziune fiscală a fost luat de pe stradă de oamenii legii. Polițiștii de investigații criminale au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Gorj pe numele bărbatului de 42 de ani. Acesta era condamnat la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Un bărbat din Târgu Jiu a fost încarcerat de polițiști în penitenciarul Târgu Jiu, având un mandat de executare a pedepsei închisorii de 3 ani și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Bărbatul, care a refuzat să se predea de bunăvoie după ce a fost condamnat, a fost dus de către polițiști la penitenciarul Târgu Jiu, unde își va ispăși pedeapsa.